este Alexandra Crescu. Știm de ceva timp, ne-am văzut și la X Factor. Alexandra, hai, ia un loc pe canapea. Ați văzut-o și în backing-ul lui Ștefan Bănică. S-a lansat cu numele de Redhead acum ceva timp. De atunci nu mai e nici Redhead. Da, am fost și Redhead, și White, și Black, și toate. Cât de greu e să... Te știm de mult timp ca fiind parte din spatele unui artist mare, backing-ul, cel care îl ajută, cel care susține, practic, susține artistul principal. Cât de greu e să vii și în față, să treci și în față? Pentru mine nu este foarte greu, pentru că, așa cum am mai spus la tine, am învățat de la cei mai buni. Și îmi face mare plăcere să fiu atât în spate, să susțin, cât și în față. Mai mult îmi place în față, e adevărat. Mai e o perioadă destul de liberă, dar începând luna decembrie, cred că vor avea mulți nevoie de ajutorul tău. Cu mare drag, sigur, da. Urmează o perioadă destul de aglomerată în privința asta, cu repetiții, cu tot ce trebuie, să iasă bine și frumos. Deja ai vorbit cu cine o să fii pe scenă? Aproximativ. De sala Palatului. Încă negociem. Las-o așa, nu ne zi, să rămână secretul nostru. Ce urmează pentru tine până la final de an? Urmează foarte multe lucruri. Lucrez la o nouă piesă deja. O să fie o surpriză atât pe piața românească, cât și în general. Este ceva nou. Ce, ca și cât stil de nou poate să fie? Că s-au cântat toate. Ce, nou este atunci când poate să fie reușești combinația perfectă. Știi cum e? A, nou pentru tine, mă? Da. Am înțeles, nu nou pentru alții. Nou pentru mine, da. Nou pentru mine, pentru că eu sunt oarecum cameleonică. Mă, cum să spun eu... Îmbrac în orice haină muzicală, vorbind. Mulțumim tare mult, Alexandra Crescu, de găsit pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Piesa Luna s-a cântat la Neața Nouă, ne place tare mult, care e un vibe așa de... Mă bucur tare mult. De toamnă frumoasă, nu se prea potrivește cu frigul de afară, dar e toamna aia. Ne mai încălzește puțin, să rămânem cu vara în suflet până la anul. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu. Vă pup, apropo,